la mulți medici, ne va trimite după aceea la psihiatru, fiindcă este o boală închipuită. Dar dacă vă analizați, dumneavoastră când faceți atacul de panică, simțiți că vă doare inima, nu? Nu mai e pe fir. Nu mai este, da. Atunci ce se întâmplă? Lucrurile sunt tare simple. De obicei, persoanele care sunt balonate, au dizbacterioză, fac multe gaze, gazele apas pe inimă. Pacienți atunci intră în frica aceea de moarte. Și atunci ce faci? Ai luat o linguriță de bicarbonat, ai oprit cu 100 de mililitri de apă clocotită, o lești să se răcească și o bei. Se alcalinizează organismul, dispar gazele și dispare frica de moarte și anxietate. Eu, de specialitate, sunt psihiatru. Poate mai fi și alte cauze, dacă este, de obicei, pacientele care au Da. probleme cu glanda tiroidă. Toți sunt mult mai emotivi.